Sound. Următorul microfon, The T-Bone FreeU HT863. Am optat și l-am luat Bestock. Bestock, practic, e varianta de resigilat, cum se folosește pe la noi prin țară. Microfon produs tot de Thomann. Dar să vedem ce conține. Cartea nu mai există. Bine, e varianta Bestock. A, ba nu, cartea este aici. Este cartea aici. Dar oricum se vede că a fost testat, folosit, nu i-a convenit și așa mai departe. Tot două antene, antenele ce mari sunt. Montăm antenele. A, avem și urechi de rac la acesta. E important dacă vrem să-l montăm într-un rac. A, și acela, celălalt FreeSolo HT1.8 GHz are urechi de rac pentru a folosi două module într-o unitate de 19 inci. Acesta poate fi montat singur într-o unitate de 19 inci. Microfonul sine și transformatorul. Transformatorul îmi dă senzația de vechile încărcătoare de la Nokia. Ceva de genul. Așa. 12V, 1000 de mAh. Îmi dă senzația că o să crape dacă îl tot sucești. Adică dacă îl instalezi, îl montezi și așa mai departe. Pe spate, bineînțeles, avem ieșire balansată, ceea ce este foarte important. Avem și nebalansat. Ăsta nu știu dacă a avut în set, sunt curios dacă a avut în set și cablu jack, oricum nu avem de gând să-l folosesc. L-am conectat la mixer. A fost destul de greu, destul de dificil. Nu înțelegeam cum se setează transmițătorul cu receiver-ul. Creează și niște interferențe. Sincer să fiu, nu prea sunt mulțumit de acest produs. Cred că o să-l folosesc 2-3 zile, după care cred că o să-l trimit înapoi, înapoi la Thomann, pentru că nu-mi place așa de mult. Deci se aude foarte clar cum interferează cu ceva. O să-i mai schimb frecvența. Deci se aude foarte rău. 2, cum se aude. Și spuneam că infraroșul lui nu îl descopeream pentru că nu are niciun buton pe interior aici. Hai să încercăm să-i mai schimbăm frecvența, să vedem dacă tot așa fâșie. Lucrurile le spun pe bune, deci nu bag în ele cu absolut nimic. Am schimbat frecvența la 863,125 MHz și, din păcate, tot la fel sună. Fâșie, își pierde semnal, nu știu ce se întâmplă și sunt foarte aproape de el. Da, rămâne să mai testez o zi, două. Nu știu dacă va apuca un eveniment, că mai mult ca sigur îl voi returna. E un preț destul de mic pentru un microfon, 125 de euro. De data aceasta vreau să vă prezint o husă, mai exact o geantă, de la Flight Pro Gorilla Soft Case GATP19. Până asta vreau să bag niște pari de lumini, să sperăm că e ceea ce mi-am dorit și ceea ce îmi trebuie. Materialul foarte plăcut. Are 4 compartimente, dar acestea văd că se prind pe scai. Un material impermeabil, îmi place că e un material impermeabil. Despre această husă nu pot să vă zic decât peste ceva timp după ce o voi folosi, dacă este rezistentă. De exemplu, sunt multe cărora le crapă mânerele, se strică fermoarele și mai departe. Cred că este foarte ok. Și mai încă una, modelul GATP22. Mai mare asta. Da, e mai încăpătoare. La fel, se compartimentează. Sper că vor fi bune pentru accesoriile noastre. Revity SP500-5211-ACB. Ce este foarte interesant la aceste stative e că sunt oarecum hidraulice și se vor ridica singure. O să le testăm. Sunt curios de sistemul lor. O să trebuiască să iau și o boxă și să putem să facem probă. Aici se strânge. Să vedem cum se comportă. Se ridică ușor. Ring sound.